Cred că peste tot în lume este, că nu numai pentru țărișoara noastră, Marte este retrograd, el este și conjugat la momentul de față până pe 21 octombrie cu Luna Neagră în Berbec. Berbecul este o zodie de foc, Marte este o planetă de luptă, în retrogradarea lui Marte, și aici este partea periculoasă, că ține retrogradarea până pe 14 noiembrie și lucrurile nu merg înainte. Era o bombă cu ceas, de la ceva se aprinde o scânteie și apare această, mai ales pe politică, pentru că cuadratura se produce la planetele din Capricorn care au legătură cu politica. Ce este mai prost este că pe durata acestui Marte retrograd riscăm să nu mai avem o campanie electorală pentru parlamentare, ci să avem un război în loc de campanie electorală. Dar să știi că lucrurile sunt în grafic, adică acest război stătea să Stătea să se explodeze. întâmple. Da. Adică pentru voi televiziunile poate că nu este așa de rău că s-a întâmplat asta, că Doamna, adormisem în ultima. încurcă-i drace că și nouă ne place, știi? Adormisem, așa că Mirela, Bine, bine că zi ne-am boda trezit. proste. Exact. Dar aici este problema, pentru că dacă o să se trezească și ăla, și ăla, și ăla, haide că vreau și eu să număr, că dacă s-a stabilit un precedent, îți dai seama, deci poate să iasă și să fie foarte multe probleme. Toate cele trei planete din Capricorn, care au fost retrograde din primăvară până acum, septembrie, octombrie, și-au reluat mișcarea directă, deci practic am intrat în faza 3 a acestui an 2020 de excepție, care este un an blocat, da, și care are această particularitate, ceea ce înseamnă că ne apropiem cumva de finalul perioadei, dar această a treia perioadă este poate una dintre